Domnule doctor, când apar infecțiile renale și cum le deosebim de infecțiile urinare recurente gen cistită? Infecțiile urinare în general și dintre ele vorbim acum de infecțiile care se localizează la nivel renal, au ca punct de plecare în general două direcții. Fie vin pe cale sanguină și se germenii ajung la nivelul urinicului și dezvoltă, produc neajunsul urinicului și dezvoltă un anume tip de infecție la nivel renal, fie poate exista un mecanism foarte interesant care se numește canalicular ascendent. De la o infecție vezicală, germenii pot urca pe ureter până la nivel renal. Aceste infecții pot apare în condiții de modificare a imunității, pot fi amplificate sau pot fi întreținute sau favorizate de litiază, de malformații, de tulburări, de modificări anatomice ale aparatului urinar, care în principal favorizează staza. Ce înseamnă staza? Înseamnă că urina nu curge facil, nu merge facil, de fapt că nu curge, nu merge facil dinspre rinichi, pe ureter, până în vezica urinară, care este traiectul normal al urinii. Deci trebuie să reținem că chiar dacă urina vine de sus în jos, bacteriile pot urca de jos în sus și pot determina apariția unei infecții la nivel renal. În general, e o mare diferență între în ceea ce înseamnă impactul asupra organismului și neajunsurile metabolice pe care le pot produce. Infecțiile care apar la nivelul urinicului sunt infecții grave care pot duce, și aici vorbim despre pielonefrită, care este infecția cavităților și a parenchimului renal, a cărnii urinicului, de pionefrită, infecții care ajung în structura nobilă a rinichiului, de perinefrită, infecții din jurul rinichiului, sau de un cumul al acestor trei, care înseamnă o transformare a rinichiului într-o pungă cu puroi, nefuncțională, care netratată este absolut mortală și care se numește pionefroză. Infecțiile renale se tratează mai greu, au impact mai acut și mai de lungă durată asupra organismului decât simpla cistită, și în general se asociază cu febră. Deci trebuie să reținem că cistita în general nu se asociază cu febră. Infecțiile renale se asociază cu febră. Mai e important să spunem că toate aceste infecții, de la o simplă cistită, care pot ascensiona la nivel renal, provoacă o simplă pielonefrită, o distrucție a nefronilor, care este unitatea funcțională a rinichiului, cam de 8-10% la fiecare episod de infecție, astfel încât după mai multe infecții noi practic ne putem pierde rinichii netratându-le corect. Pe de altă parte, trebuie să știm că în timp ce o infecție urinară joasă se tratează în general mai simplu cu o antibioterapie mai puțin agresivă și de o durată mai scurtă, să zicem cam 5-7 zile, întotdeauna o infecție care se propagă, o infecție la nivelul rinichiului, este o infecție de mai lungă durată, care trebuie tratată antibiotic cel puțin 2 săptămâni în general, uneori cu antibiotice injectabile și asociate cu toate celelalte metode de susținere a funcției renale la un moment dat.